Peste 130.000 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru susținerea examenului de bacalaureat în sesiunea de vară 2023. Conform Ministerului Educației, probele scrise din prima sesiune se vor desfășura în perioada 26-29 iunie în peste 460 de centre. Luni va fi susținută prima probă cea de limba și literatura română, urmând ca marți să aibă loc proba obligatorie a profilului matematică și istorie. Miercuri va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, iar joi se va desfășura proba de limba și literatura maternă. Probele vor începe la ora 9, iar accesul elevilor în săl va fi permis în baza unui act de identitate valid până la ora 8 și 30 de minute. Rezultatele inițiale vor fi afișate în 3 iulie, iar contestațiile pot fi depuse ori transmise în aceeași zi în intervalul orar 12-18, inclusiv prin mijloace electronice. Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 7 iulie. În perioada alocată probelor scrise între orele 8 și 16, Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia Tel Verde 0800 800 100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități de organizare la examenul de bacalaureat.